Nu sunt șanse prea mari de a mai reduce numărul de ciori din municipiul Suceava. Concluzia aparține primarului Ion Lungu, care a recunoscut că nu identifică la ora actuală nicio soluție la această problemă. Edilul șef al Sucevei a vorbit despre inutilitatea unor acțiuni care au fost dezvoltate de mai multe ori, cu ani în urmă, împotriva ciorilor. A te lupta cu ciorile înseamnă a accepta de la început eșecul, a sugerat primarul Lungu. Și nu e de glumit, e o poveste care mă depășește pe mine ca primar. V-am spus, am încercat toate variantele, știți, s-o ieșeți cu domnul Onofre, când era prefect, cu pușca, le-am pușcat, le-am tăiat crengile, le-am distrus cuiburile, le-am pus semnale acustice. Da, cred că trebuie, am văzut, dacă nu e de râs, e de plâns chestia asta, că dacă mori o cioară, ai risc să ai dosar penal, că trebuie modificată și legislația, trebuie un efort la nivel național, guvernamental, sigur, un rol important aici trebuie să aibă direcția sanitară veterinară, vedem cum gestionăm lucrurile, nu pot eu ca primar, vă spun, ne luptăm cu morile de vânt.